La 3 noiembrie, în cadrul turului 2 al alegerilor locale generale, Comisia Electorală Centrală va implementa un proiect pilot de testare a sistemului de identificare a alegătorilor prin intermediul cititoarelor de coduri de bare. Potrivit datelor CEC, proiectul se va aplica în cadrul secțiilor de votare numărul 170 din sectorul botanic al municipiului Chișinău. Sistemul a fost testat și la 20 octombrie și deja și-a demonstrat eficiența prin reducerea timpului necesar la identificarea alegătorului în aplicația prezența la vot. Conform sursei citate, responsabili de realizarea operațiunilor necesare vor fi și, de această dată, operatorii sistemului informațional automatizat de stat alegeri din secțiile de votare vizate. La data de 3 noiembrie 2019, cetățenii din 384 de localități sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarul.